Disperarea și teama de război îi determină pe unii să nu se mai gândească la nimic, nici măcar la faptul că își pun viața în pericol. Polițiștii de frontieră sigheteni au depistat ieri în jurul orei 23 un număr de 7 cetățeni ucraineni care au trecut în not râul Tisa din Ucraina în România. Cei 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 52 de ani, au solicitat o formă de protecție statului român, fapt pentru care s-au demarat procedurile specifice în astfel de cazuri.